Tarifele pentru parcările publice din municipiul Brașov se vor modifica din luna noiembrie. De asemenea, vor fi schimbate și parcometrele din oraș, urmând să fie montate în total 100 de noi astfel de aparate. Cele deja instalate le dau bătăi de cap unora dintre brașoveni. Așa? 59. 59. F. F. N. C. N. Și C. Aici apăsați ăsta verde, dacă e corect numărul, că de asta s-a oprit aparatul. Așa. E un leu jumătate oră. Acum introduceți cât minim e 50 de bani. 10 lei. Da. Un leu, pardon. Aici? Acolo, le dați drumul. Uite că mai alea. Da? Aici vă spune că ați băgat. Și apăsați OK, verdele. Atât. Da. Asta-mi da, au căzut bănuții acolo și așteptați. Un pic, imprimare în curs. N-am făcut niciodată și prin urechile. Dacă tot n-ați făcut niciodată, ne spuneți și nouă cum vi se par noile aparate? E perfect, e o modă mai nouă, e ok. Sunt mai complicate ca cele vechi? Nu. Știința a avansat. Parcometrul nu dă rest, dar pe baza unei chitanțe de diferență sau anulare comandă se pot recupera banii de la caseria operatorului din domeniu. Parcometrele sunt funcționale în 6 limbi: română, engleză, franceză, germană, maghiară și rusă. Se introduce un număr de matriculare, se alege, pentru că orice plată a parcării se face pe număr de matriculare. Asta înseamnă plata cu monezi, plata cu bagnote, plata prin SMS sau un card bancar de pe telefonul mobil sau chiar online clientul. Totul se va verifica după număr de matriculare ce introduce clientul, indiferent este la parcometru sau, eu știu, pe tâmpa, dorește să prelungească parcarea sau în față la un calculator. Din cea de-a 12-a zi a lunii noiembrie, pentru o oră de staționare într-o parcare publică oriunde în municipiu, va trebui să achitați 3 lei în loc de 1 leu și 50 de bani cât este în prezent. Detalii despre tarifele noi pentru parcare pe zone găsiți pe site-ul nostru www.brasovtv.com.